Ne auzim? Da, putem începe. Bună seara! Și bine ne regăsim la o întâlnire live pe Facebook, pe Școala de Numerologie, la pagina de Facebook a școlii. M-am gândit în seara asta să încep și o serie de live-uri pe Facebook, o să fie și pe YouTube. O să distribuim aceste materiale să le vedeți și voi. Și am zis să vedem cum facem pe zona aceasta de luna 11 care se apropie, într-un final de an, într-un final interesant. Alături de mine l-am pe colegul meu, pe Florin Zvancea, care este organizatorul nostru de evenimente, organizatorul școlii de evenimente, Școlii de Numerologie Romeo Popescu. El o să preia, dacă voi aveți întrebări, o să preia întrebările voastre ca să reușim într-un fel sau altul să răspundem la ele și cu siguranță o să reușim. Bineînțeles că în această emisiune și în acest live o să intre și colega noastră de la Școala de Numerologie, profesor la Școala de Numerologie, Raluca Proca. Raluca, așa, că eu sunt Romeo. Și o să vorbim despre noiembrie 2020, după cum și vedeți. Acest noiembrie 2020 care vine în o zonă foarte interesantă. Zona interesantă vorbește despre 11, luna 11, adică o lună a alegerilor. O lună în care să fim puși în fața unor alegeri destul de interesante în viața noastră. În subtil avem anul 2020, care este format din 2020. Iată tot așa o dublură de 2. Această dublură de 2 fiind extrem de importantă pe zona afectiv-emoțională. Dublură de 1 din 11, deci avem de două ori dubluri, ca să mă exprim așa, un 11 și un 22. Acest 11, acest 22 vin să ne dea oarecum de furcă într-o zonă de identitate și într-o zonă de viață afectiv-emoțională, într-o zonă în care pur și simplu noi vom fi destul de încercați prin felul nostru de a fi, bărbați sau femei, dar prin felul nostru de a fi în sensul de alegeri, în sensul de alegeri mai mult afective, alegeri afective care, bineînțeles, le pot influența viața. Deci este o alegere afectivă. Toate alegerile pe care le facem, le facem în sensul în care noi simțim ceva. Simțim ceva în sufletul nostru și dacă e de bine, facem o alegere, dacă nu e de bine, nu facem nicio alegere. Și atunci am putea numi orice alegere. Că mă duc să-mi aleg o mașină, poate să fie un lucru sentimental, că îmi place mie mașina respectivă, că mă face să mă simt mai puternic, că mă face să mă simt mai nu știu cum. Sau aleg o casă unde eu aș vrea să mă simt foarte bine, deci atât tot simțit. Aleg un loc de muncă care are o leafă mare și dacă eu iau o leafă mare, eu ce bine mă simt eu, că am leafă mare și pot să fiu interesant în sat la mine acolo. Deci iată că toate alegerile pe care le facem, oarecum în subtil, în interior, le facem din punct de vedere afectiv-emoțional. Deci luna noiembrie o să fie o lună foarte puternică, pentru că se intersectează acest 11 și acest 22. O lună foarte puternică din punct de vedere al alegerilor noastre, care alegeri ale noastre vor fi influențate de tot ceea ce simțim noi. Știm că această perioadă este o perioadă foarte puternică din punct de vedere afectiv-emoțional. Stările noastre de spirit nu sunt atât de poetice și nu sunt atât de bune. Și faptul că nu sunt atât de poetice și atât de bune ne influențează alegerile. Observăm în viața de zi cu zi că trăim tot felul de stări. Astăzi e bine, mâine e mai puțin bine. Astăzi mă simt extraordinar, mâine nu mă simt deloc extraordinar. Aceste oscilații foarte puternice ale tuturor stărilor pe care noi le avem, aceste oscilații vor continua să fie din ce în ce mai puternice în luna 11. Stările noastre afective-emoționale vor continua să fie destul de puternice cu anumite
pulsiuni extreme chiar câteodată. Astăzi o să cred că sunt semizeu și mâine mi-e frică și nu mai ies absolut deloc din casă. Este foarte interesant și foarte important să știm aceste lucruri. De ce? Ca să fim mai calmi, ca să fim mai liniștiți, ca să ne dăm seama că lucrurile stau cât de cât într-o zonă de incertitudine, într-un fel. Această zonă de incertitudine se va termina. Luna a 11-a, că de-aia am și vrut să vorbim despre ea, despre această lună a 11-a, am vrut să vorbim pentru că ea o să fie foarte cu duși întors. În numerologie, cifra 11, fiecare dintre noi știe cum se scrie, dar mai putem să mai ne ducem într-o zonă foarte interesantă a cifrei 11 și cei care cunosc numerologie sau știu această știință pot să-și dea seama despre aceste lucruri. Iată cum mai putem să desenăm această cifră 11. Eu o să vă desenez aici. Foarte simplu, normal. Această cifră 11, da? Se desenează, iată, ca două săgeți, una în sus, una în jos. Da, cei doi de 1, 1 săgeata. În numerologie, 1 are și simbolul săgeții. Și atunci o să fie două săgeți, una îndreptată într-o parte și una îndreptată în altă parte. La rare ore se pot vedea în viața de zi cu zi cele două săgeți numai într-un sens, adică în sus sau în jos. Aici trebuie multă maestrie și multă dibăcie. Și nu vorbim acum despre cifre maestru sau despre alte lucruri, pentru că nu e momentul și o discuție foarte complexă și amplă. Vorbim despre alegeri. Iată, ori în stânga, ori în dreapta, ori în sus, ori în jos. Așa o să fie starea noastră de spirit. 1-11, cum este luna noiembrie, o să fie un 2 totuși, da? Că 1 plus 1 fac 2. Și atunci dacă o să fie un 2, iată cum încă o dată, în vibrația acestui an 2020, încă o dată se ne întărește convingerea că avem alegeri 2. 1 plus 1, 2, alegeri cum? Afective. Așa cum am zis și la începutul acestei emisii, aceste alegeri despre care eu vă vorbesc acum, nu numai în această perioadă a anului sunt afective, ci tot timpul. Numai că această perioadă a anului, care este împuternicită, să spun așa, de anul 2020, care fiecare dintre noi știm cum este acest an și cum se desfășoară, că încă nu s-a terminat, da? Este puternic încărcat emoțional. 2-0, 2-0, iată o încărcătură fantastică din punct de vedere emoțional. Și atunci, în luna noiembrie, o să fie alegeri emoționale. Ce este emoțional în viața noastră? Tot ce înseamnă pasiune, tot ce înseamnă lucruri care mie îmi plac, le-am făcut până acum că îmi plac și că mi-au plăcut și de acum încolo va trebui să aleg dacă să le fac sau să nu le fac. Poate să fie un job, să zicem, de îl fac din plăcere, dar s-ar putea să nu mai fie nevoie de mine acolo. Sau îmi doresc, într-o relație afectivă, emoțională, să iau o hotărâre. Aceste hotărâri vor fi luate la impuls. 1-1, adică 11, sunt două cifre, deci 11 este compus din două cifre de foc, ceea ce înseamnă impulsivitatea. Și atunci e posibil ca eu, alegerile pe care le fac sau decizia pe care o iau în luna 11-a, să fie o decizie luată din impuls. Să fiu nervos în momentul respectiv și dintr-o dată să arunc chestia asta, dintr-o dată, efectiv, să nu mă impese de nimic și să o trântesc așa, nervos fiind, celuilalt om, celuilalt partener sau celelalte persoane, dintr-o dată. În unele cazuri este posibil să ne pare rău, cam ales așa. În alte cazuri, e posibil să fie decizia vieții noastre. Asta este interesant. În unele cazuri este posibil să fie decizia vieții noastre, luată sub forma impulsului, luată sub forma, cum să spun, nervozității, a stresului. Stresul, iarăși, va amplifica destul de mult. Ce este de făcut în această zonă? Bineînțeles că depinde de fiecare.
Eu acum în această emisiune nu o să fac un curs de numerologie. Nu o să fac o zonă în care să predau numerologie direct pe Facebook. Dar vă pot spune că fiecare cifră de vibrație interioară, adică ce înseamnă cifră de vibrație interioară, ziua în care tu te-ai născut, adică de la 1 până la 31, fiecare vibrație interioară va fi influențată într-un mod diferit. Ca să spun așa eu acum în direct cum va fi fiecare, ar trebui să descriu 31 de vibrații interioare. Ok, e destul de dificil și nu avem timpul potrivit și aș plictisi. Dar ce este un alt lucru important? Este un lucru important și anume când sunt eu născut, în ce decadă sunt născut. Și aici putem să vorbim despre niște lucruri generale, da? Pentru că cei născuți între 0 și 1 sunt prima decadă, cei născuți între 10 și deci între 1 și 9 sunt prima decadă, cei născuți între 10 și 19 sunt a doua decadă, cei născuți între 20-29 a treia decadă și cei născuți în 30-31 sunt într-o a patra grupă, nu putem numi decadă că sunt numai două vibrații interioare. Și atunci, dacă sunt în felul acesta, fiecare va fi influențat într-un fel. Ce pot să spun? Că cei care sunt născuți în prima decadă, adică de la 1 la 9, sunt niște oameni care în această perioadă vor fi inspirați în decizii. Asta este o chestie, inspirați și vor face apel la cunoașterea lor. Bineînțeles, dacă tu ești un ignorant, n-ai ce să cunoaștere să apelezi și atunci vei apela la ce? Vei apela la un lucru extraordinar care se numește obișnuința ta. Adică cum ai pomenit, adică cum a fost până acum, așa vei face și de acum încolo. E confortabil oarecum. Este într-un fel bine, ca să spun așa, dar nu neapărat bine, că poate că tu ai vrea să revoluționezi ceva. E, la tine e mult mai bine, pe de-o parte, că dacă așa ai pomenit, așa faci și o să fie minunat. Dacă ești în prima decadă, dar dacă tu ai cunoaștere până acum, chiar dacă a fost situația aceasta de criză, de pandemie, de așa mai departe, în loc să-ți fie frică, în loc să comentezi aiurea pe Facebook, ai citit și tu o carte, ai învățat și tu un curs online, bineînțeles, așa cum se țin, ai mai deșifrat anumite lucruri așa, e posibil ca acea cunoaștere pe care tu ai utilizat-o sau pe care tu ai descoperit-o în acest an până în luna 11 să te ajute extraordinar de mult în luarea deciziilor, pentru că va fi o perioadă de decizii puternice. Mai mult decât atât, cei care sunt născuți într-o decadă a doua, adică între 10 și 19, pentru ei este o perioadă extraordinar de bună să schimbe obișnuințele, să schimbe rutina. Acționează cu putere și schimbă-ți obișnuințele, schimbă-ți pur și simplu felul tău de a acționa ca până acum. Fă ceva. Cu ce te ajuți? Dacă cei din prima decadă se pot ajuta cu obișnuințele lor, cu cunoașterea lor, dacă au accesat o astfel de cunoaștere, dacă au mai citit și ei o carte, tu te poți ajuta un lucru extraordinar de puternic și anume cu creativitatea ta. Creativitatea ta, adică inovația, creativitatea extraordinar de puternică îți va ajuta deciziile. Nu ai creativitate, ai uitat, nu te pricepi. Ai, du-te în neam. Vezi ăia de neam de la tine, mami, tati, mamaia, tataia, pe cine ai tu pe acolo, unchiul, mătușa? Vezi ăia în situații de criză. Cum au făcut? Și învață de la ei. Dacă tu nu ai creativitate, dacă tu nu vrei să te reinventezi, dacă tu nu știi cum să faci treaba asta, întreabă-i pe ea. Băi, cum ați făcut voi când erați într-un moment de criză? Nu criză ca asta, că e posibil alții oameni de trecut să nu fi trăit o criză de genul ăsta. Dar cu siguranță și ei au avut momentele lor de criză și momentele lor în care și-au dorit să se reinventeze. Întreabă-i pe ea. Dacă ești născut în a treia decadă, adică între 20 și 29, este un lucru minunat ceea ce trebuie să faci tu. Trebuie să faci un lucru inedit.
să vezi cine poate schimba totul în viața ta. Și ca să vezi cine poate schimba totul în viața ta, du-te și uită-te în oglindă. Ăla pe care îl vezi în oglindă poate schimba ceva în viața ta. Ei nu sunt atât de bine aspectați în această lună noiembrie, cei din decada 20-29, pentru că aici, în această perioadă, cei din această decadă vor trebui să se vadă pe ei înșiși și pe sine însuși. Și dacă tu te vezi pe sine însuți sau însăți și nu-ți place ce vezi, s-ar putea efectiv să te izolezi. S-ar putea să nu mai vrei să faci nimic. S-ar putea să cazi în deznădejde. Dar poate nu e așa. Poate că atunci când te vezi pe tine însăți sau pe tine însuți, să ai o revelațiune. Și revelațiunea respectivă să fie: eu pot să fac treaba asta. Eu și numai eu pot să fac treaba asta. Așa cum sunt eu. Bun, rău, frumos, urât, înalt, scund. Cum mai fi eu? Așa cum sunt eu. Pentru că poți să ai o revelație cum că lucrurile depind de tine. Și numai de tine. Pentru că în luna noiembrie lucrurile vor depinde de tine și numai de tine. Ceea ce este mai interesant, persoanele născute în această perioadă, mai ales în momentul în care în matricea psihoenergo-informativă au foarte mulți de 2 sau au foarte mulți de 1 sau au foarte mulți de 5, pot beneficia de o intuiție, de o inspirație extraordinară. De aia tu care ești născut în această decadă, e bine să vezi noțiunea de inspirație, să vezi noțiunea de intuiție, să vezi ce simți, că s-ar putea ceea ce simți să fie bun. Ce simți, nu ce visezi noapte. Pentru că una e ce simți și alta e ce visezi noapte. Da? Și atunci tu trebuie să știi că dacă ești născut în această decadă, numai de tine însuți depinde ca alegerile pe care le vei avea de făcut în luna aceasta să fie bune sau mai puțin bune. Dacă ești născut în grupa 30-31, atunci pentru tine e bine. De ce? Este o perioadă foarte propice pentru această grupă din două puncte de vedere. Alegerile sentimentale, în cazul în care viața lor sentimentală e mai puțin bună, alegerilor lor sentimentale să le asigure o viață sentimentală bună, adică efectiv să zică: gata, domne, hai să rezolvăm această situație. Un alt lucru minunat este că sunt potențate alegerile financiare, adică e posibil să alegi financiar ceva ce e minunat pentru tine, ceva ce poate să fie bun pentru tine. Și atunci dacă faci alegerile astea, din punct de vedere financiar, s-ar putea să chiar să o duci bine cu banii în această lună. De altfel, nu este o lună din punct de vedere financiar, luna noiembrie nu este o lună proastă. Problema este că trebuie să fii inspirat, cred că ăsta e cuvântul cel mai bun, trebuie să fii inspirat să-ți folosești intuiția și feeling-urile să faci alegeri potrivite. Pentru că în momentul în care ești inspirat și din punct de vedere, vedeți, aici nu e chestie de minte, e chestie de feeling, să fii inspirat să îi faci alegerile potrivite. În puține cazuri poți să beneficiezi de un lucru care se numește cunoaștere. Și atunci dacă tu beneficiezi de cunoaștere, în adevăratul sens al cuvântului, nu așa știi și tu ceva, de cunoaștere și de forma în care mecanismele funcționează, atunci vei lua decizii la sigur. Nu le vei mai lua după inspirație, ci le vei lua concret, clar, conform cunoașterii pe care o ai în domeniul respectiv. Dar dacă nu ai o formă înaltă de cunoaștere, înaltă formă înaltă de cunoaștere să ai, nu să crezi, să ai, da? Atunci e bine să te bazezi pe intuiție, pe feeling, pe starea pe care ți-o dă, pe care o ai, scuze, în fața alegerii tale. Știm foarte clar că această lună este extraordinar de influențată de aceste cifre și un lucru care este foarte important, cum este, este că fiecare, după cum bine știți, bineînțeles, are o destinație. Merge pe un drum.
Și dacă acest om merge pe un drum și are o destinație, el va trebui să știe aceste lucruri, cum merge pe drumul respectiv, da? Cum se întâmplă, ce se întâmplă, nu? Hai să rugăm pe colegul nostru, Florin, să vorbim despre aceste lucruri și cu colega Raluca în acest live. Da? Ia să vedem dacă reușim. Nu e așa, Florin, că reușim? Da? Uitați-vă pe Florin. Imediat. Așa. O să facem de joc de imagine. Vedeți, facem un joc de imagine minunat, așa. Ia uitați-o și pe Raluca. Suntem ca la televizor. Suntem ca la televizor, suntem postul de televizor al Școlii de Numerologie. Bun găsit, Raluca. Raluca este colega noastră de la Școala de Numerologie, care o să ne vorbească despre niște aspectări foarte interesante vis-a-vis de destinația noastră și de destin în contextul. Eu v-am vorbit despre vibrație interioară și despre grupele pe care noi le putem vedea în vibrație interioară vis-a-vis de asta, dar Raluca o să vă arate foarte frumos și elegant cum destinația ta, adică destinul, da, poate să fie într-o zonă de colaborare cu luna 11-a. Despre ce sau care ar fi tentațiile sau care ar fi provocările care s-ar putea ivi în luna 11-a, Raluca? Bună seara! Din nou. Romeo, apropo de ce spuneai și tu, cred că în primul rând vorbim despre zonele acestea de emoții. Pentru că suntem pe o lună 11, da? Care împreună, unul cu unul, dau doi ca să trecem așa un pic în zona asta de numerologie. Desigur că vom pendula, ne vom gândi, ne vom răzgândi, vom trece în emoție, vom ieși din emoții, vom duce în rațiune, în acțiune, în toate aceste zone. Cred că, dacă mă întreb pe mine, mie îmi plac emoțiile și mie îmi plac oamenii care au emoții. Și aici vorbesc și din perspectiva psihoterapeutului din mine. E frumos, adică ce ar fi viața aceasta fără emoții? Chiar nici n-aș putea să-mi imaginez. Ceea ce este interesant la Raluca este că, pe lângă faptul că e colega noastră la Școala de Numerologie, profesor al școlii, este interesant că ea reușește să îmbine numerologia, psihologia și aș putea să spun că este un psiholog și un numerolog foarte bun, adică un psihonumerolog foarte bun, și ea poate să facă aceste corelații între zona de psihologie și zona de numerologie, corelații cu care voi v-ați obișnuit în emisiunile mele sau în cursurile și conferințele mele. Deci e minunat așa, nu? Că se arăt în noi emoțiile, nu? Absolut. Mai ales pentru doamne, da. Până la urmă, ele chiar sunt necesare a fi manifestate sub o formă sau alta. Desigur, contează și modul în care noi le vom manifesta. Și aici, în funcție de vibrația noastră a fiecăruia interioară, le vom alege într-un final să le manifestăm într-o formă sau alta. Ce vreau eu să spun este că, psihologic vorbind acum, eu recomand a ne manifesta aceste emoții, bineînțeles cu cap, că pentru asta le avem. Și gândirea și rațiunea există pentru că există un filtru până la urmă al emoțiilor prin aceste gânduri și prin rațiune. În schimb, luna 11-a va fi o provocare din acest punct de vedere. Încă o dată suntem sub o vibrație și sub un 2 subtil, da? L-avem pe 11 care în spate, l-are totuși pe 2. Vor fi și gândurile care își vor face efectul. Unul este o cifră a acțiunii, adică o să ne vină să facem anumite lucruri, după care o să revenim înapoi și să ne gândim: oare am făcut bine? Ne-am dus bine? Parcă nu, parcă m-aș răzgândi, parcă aș face altceva. Și aici intervine emoția, de fapt. Pentru că în momentul în care tu pornești și tu te hotărăști să faci ceva, iar apoi tu revii asupra deciziei pe care ai luat-o, de cele mai multe ori în spate este emoție. Da? Este emoție care este legată de o teamă. Dar noi oamenii suntem în primul rând prinși în multe teme. Da, noi știm foarte clar, Raluca, că în numerologie putem să observăm o mare teamă sau o mare piedică pe care noi o putem avea în drumul nostru către destinație, nu-i așa? Asta e un lucru concret. Noi în numerologie putem să calculăm treaba aceasta și da, uite, avem și afișat jos pe 24 de la ora 12, 24 la 10 de la ora 12, tu vei ține o conferință pe această temă ca să identificăm concret și clar
care este acea piedică, ce să, adică cum să manifeste ea, ce trebuie să fac eu acolo, nu? Și numerologia este o știință concretă, tu ne poți explica foarte concret cum e să calculează treaba asta și ce se întâmplă, nu-i așa? Dar ce-o fi aia o piedică? Ce-o fi, ce-o fi chestia asta cu piedica, cu, cu teama? Ce-o fi ea? Acum din nou mă duc așa un pic în psihologie. În momentul în care m-am gândit la această piedică și la această teamă și m-am gândit eu că ea ar putea să existe în, în numerele noastre, pentru că în același timp cred foarte mult în numere și ele se manifestă, fie că unii dintre noi credem sau nu în ele, ele există de zeci de mii de ani până la urmă, dar să nu uităm pe Pitagora care căuta cifre acum mii de ani. Închid paranteza, așa cum revin. În cifrele noastre, în cifra noastră de naștere, există, da, se poate calcula foarte clar, foarte concret această piedică. Și acum, corelând cu ceea ce am spus mai devreme legat de partea de psihologie, un mare psihoterapeut și doctor până la urmă în psihologie și psihiatrie, Yalom, pe care eu îl urmăresc și îmi place foarte mult, spunea în felul următor. Omul în viață are patru mari frici sau pilonii psihoterapiei, ca să-i numim așa, sunt următorii și culmea, la bază sunt bineînțeles niște temeri. Deci omul vine în psihoterapie pentru că este teamă de moarte odată, că este teamă de singurătate, pentru libertate, ca să-și înțeleagă libertatea și nevoia de sens. E, legându-mă de această nevoie de sens pe care noi toți o căutăm, da? Și, care, și pe care în momentul în care o găsim, cumva simțim că prindem viață. Parcă știu ce am de făcut. Noi tot timpul ne întrebăm. Ajungem la un moment dat în viața asta să ne punem întrebări. Ok, ce fac eu pe aici? Ce caut eu pe aici prin viața asta? Ce urmăresc de fapt? E, aceasta este nevoia de sens, pe care o cauți undeva. Unii o căutăm în astrologie, alții în numerologie, alții nu o căutăm nicăieri. Adică mai sunt, da, care nu o caută nicăieri. Alții în psihoterapie, alții în cariera lor profesională care le dă un sens. E, ce vreau să spun că este că nevoia de sens, din punctul meu de vedere, legând partea de psihologie cu partea de numerologie, ea se regăsește foarte bine în cifrele noastre. Am studiat această cifră, am validat-o cu mulți oameni din jurul meu. Ce este interesant este că se manifestă în zonele de extreme. Fie se potențiază foarte mult această cifră, da, prin aspectele ei pozitive, dar știm că unde se pierde măsura, lucrurile deja devin negative, adică acolo unde este foarte mult, deja este mult prea mult și iar în mine. Sau această piedică se poate manifesta printr-o cifră în aspectele ei negative și atunci din nou devine o piedică. E, prin calcule numerologice, da, pe care vă invit să le cunoașteți în data de 24, mai avem câteva zile până sâmbătă, noi putem descoperi această piedică. Această piedică care ne va ajuta practic să învățăm și să înțelegem care este sensul nostru. Pentru că piedica aceasta, de fapt, unde se află? Se află în acea cale a destinului, care se calculează foarte ușor în numerologie. Nu trebuie să fim nici mari matematicieni, nici extraordinar de buni cunoscători al numerelor. Ea se regăsește acolo, o vom prezenta desigur în data de 24, o vom descrie, o vom discuta cu fiecare în parte, pentru că până la urmă vorbim deschis, da? Adică îi aștept pe cei care vor participa sâmbătă să fie cât se poate de deschis și de lejer. Prefer varianta de lejeritate și de transparență. Iar cifra aceasta, văd că vrei să spui ceva imediat, te las mâna. Cifra aceasta se regăsește practic în această cale a destinului, da? Iar ea reprezintă o piedică. Dacă noi o cunoaștem, nu ți-e mai ușor un pic? Eu sincer spun, în momentul în care mi-am descoperit această piedică, pentru mine a fost un fel de evrica. Am zis, aha, asta era. Este foarte interesant că toată această conferință, și asta vreau să spun, este rodul unor cercetări ale tale, unor cercetări personale ale tale, da? În cazuistica ta, pentru că și în meseria ta te lovești de cazuistică non-stop. Este foarte interesant că nu e o chestie pe care noi am inventat așa la birou aici la noi, ci este o chestie pe care tu ai studiat-o, este o chestie de cazuistică, este o chestie pe care tu ai verificat-o nu pe un om sau în urma unor calcule, ci tu ai verificat-o într-un studiu de caz,
pe persoane reale, este un lucru care chiar funcționează, care chiar se vede. Și este doar o cifră pe care tu o vei, la conferință o vei interpreta și îi vei ajuta pe oameni să își o calculeze singurii, pentru că ce avem noi acolo, o scădere și o adunare, nu e mai șmecherie. Așa. Și ei vor vedea că efectiv chestia asta le poate lua așa ca un vânt după ochi, pur și simplu, da, lucrurile. Este un lucru interesant și un lucru de structură funcțională a omului. Și iată că e bine dacă tu reușești ca om să depășești un anumit obstacol și depășind acest obstacol tu să poți să mergi, mai ales într-o perioadă de mari alegeri, da, pe care le avem în luna noiembrie, da, luna alegerilor, cei 2 de 1 care vin pe alegerile afective emoționale. Și ce mai avem noi în luna 11-a? Este foarte simplu, mai avem un 11 cu un 4 acolo. Da. Mai avem 11 cu un 4, care într-o zonă văzută, ca să spun așa, se transformă într-un 15 și într-o zonă mai subtilă, da, foarte subtilă, se transformă într-un 33. Da, pe anul 2 de 2 și 2 de 1, cum am zis la începutul acestei emisii. Iată cât de încărcată este, cum zic, foarte multe persoane, cât de încărcată este luna 11 de cifre maestru, ca să mă exprim altfel, așa, nu maestru, da, maestru, și cât de încărcată este. Dar asta spune multe. De ce? Pentru că poate să fie o piedică în viața noastră și acest 15 despre care noi vorbim mai devreme, acest 15 care ne duce într-o identitate de sine foarte puternică, pe de o parte. Pe de altă parte, identitatea de sine este cea care își aduce piedici, singuri ne aducem piedici în viață, da? După ce ne putem calcula, da, singur ne aducem piedici în viață. Cum putem să vedem în zona asta, în 15, o mare teamă care ar putea să vină în noiembrie? Da, eu m-aș duce subtil și la nivelul lui 6. Da, vorbim de 1 și de 5. 1, eu, da, 5, valorizarea mea, 6, unde? Adică vreau să fiu valorizat, dar unde? Vreau să fiu valorizat în primul rând în zona de familie, da, pentru că 6 este de departe cifra care reprezintă familia foarte puternic. Atunci, modul în care eu interpretez această manifestare în luna noiembrie este valorizarea mea, da, acțiunile mele, emoțiile mele, unde în cadrul familiei. Dar de asemenea, tot acolo vor fi și piedicile. Pentru că dacă tu nu ești într-o armonie, dacă tu nu alegi frumosul, întotdeauna e vorba de alegeri. Noi nu trebuie să facem nimic, noi alegem pur și simplu în viața asta. Dacă tu nu alegi partea frumoasă, partea armonioasă, cum prezentai tu mai devreme, mi-a plăcut foarte mult simbolistica și simbolistica lui 2 este frumoasă, da? Poți alegi săgeata de sus. Aia de jos poți să nu alegi. Adică până la urmă e o variantă pe care tu o iei, cu stânga sau dreapta. Dacă reușești să armonizezi aceste lucruri, dacă reușești să vezi partea plină a paharului, pentru în final este vorba și de a vedea ce e frumos în toată povestea asta, cu siguranță că armonia se va manifesta acolo, în cadrul în care noi suntem. Să nu uităm și de partea de bani, nu știu dacă ai menționat ceva. Eu cred că oamenii sunt interesați. Am menționat așa în mare pentru o anumită decade vis-a-vis de cifra de vibrație interioară. Și am spus că zona financiară o să fie destul de interesant în această perioadă. Cum tu ai vorbit de familie și de poezia vieții, zona financiară, da, într-adevăr, dar e vorba de banii pe care eu îi merit. Este vorba de banii din care eu cred. Pentru că eu degeaba îmi doresc ceva. Vezi, e diferența între credință și dorință. Nu e același lucru. Eu degeaba îmi doresc să câștig 10 lei plus. Pentru că dacă în interiorul meu, 5 ăla din interior, eu cu 5, da? Eu însumi, da? Ăsta este 15, mai poate fi interpretat și eu însumi. Dacă eu însumi am o convingere interioară că nu merit banii ăștia 10 lei despre care ne vorbim, așa, e foarte posibil că degeaba mi-i doresc, dar s-ar putea să nu vină la mine și să devin ce? Frustrat.
și are frustrare și asta, o stare de spirit, hai să o numesc așa, care ține tot de 11, pentru că frustrarea te duce într-o zonă de îndoială foarte mare. Și unde o manifest, nu? Și unde o manifest? Și unde o manifest? Eu în familie sau la serviciu, că de acolo iau banii, de la serviciu iau banii, nu? Sau în business-ul meu, că de acolo iau banii. Și s-ar putea să iau niște alegeri pripite pe zona asta, astfel încât lucrurile să nu meargă chiar atât de bine și să nu fie chiar atât de bune. Un alt lucru care este foarte interesant este rutina. Rutina ne apare în luna 11 în anul acesta într-o formă extraordinar de puternică, așa, cum să spun, parcă așa parșivește, așa parcă, cum să spun, vine să ne surprindă, vine să ne zică: "Iute, eu sunt surpriza." Da? Rutina. Rutina este acea plictiseală. Și este interesant că plictiseala e de 15, adică de mine. Adică o să fie o stare de asta de plictiseală de mine însumi sau de mine însă extraordinară de puternică. Adică o să mă consider că bă, eu, aia, știi cum sunt aia, că mai găsim și noi la consultații și în terapie, cum sunt aia, domne, așa a lăsat Dumnezeu, așa sunt, n-am avut noroc. Da. N-am avut noroc. Deci așa o să te simți, adică în chestia asta, bă, eu nu sunt important, eu nu, sunt vai de capul meu, eu sunt așa unul de ăsta, gata, asta e. Deci o să ai tendința să te bagi într-un pătrat, să te îngropi în propriile tale idei, în propria ta rutină, în propria ta stare de lamentare și de victimizare. Știi? Asta este. Și aici această zonă de rutină personală, de relație rutinantă cu tine însuți sau cu tine însuți, apare în toate mediile. Nu numai în zona de relații afective emoționale, care o să fie foarte puternic aspectată în această perioadă a lunii, ci apare și în zona de profesie. Tu știi foarte bine că există un 15 ani acolo în care noi ne revoluționăm așa ca adolescenți, că vrem noi să fim cei mai tare, da? Vezi că tati și mami sunt medici și tu vrei să fii poet. Vrem să ieșim un pic. E, ăla de 15 ani vine acum la tine în anul ăsta. Știi, tu ai 40, ai 50, ai 30, ai 70. Ăla de 15 ani vine el să revoluționeze. Da. Acum, într-o dată așa, la tine în luna noiembrie. Și vine ce, bă, eu ce fac aici? Uite-mă pe mine, cel mai tare din partea are, uite-mă pe mine. Și mulți o să cadă într-o deznădejde de astea. Știi cum sunt aia care sunt așa, care spun: domne, dacă eram eu, dacă trăiam eu în altă țară, dacă făceam eu, dacă eram eu, ce făceam eu? Știi? Adică eu, dar nu s-a putut, în cauza lor. Știi? Adică stări de genul acesta o să vină în tine. Pe alte parte vin și alte stări, adică ce fel de stare? Domne, m-am revoluționat, gata, ia să vezi, las nevasta, casa și jobul și mă duc în pădure. Eu cu mine, eu unul cu mine, cinci. Știi? Deci stări de genul acesta de revoluționare sau stări de genul acesta de închidere, de rutină, de închidere foarte puternică. Nu? Că la 15 ani, de cine vrei tu să fugi? Da, noastră al 6, nu? Care este familie. Așa, nu? Simți nevoia să te desprinzi. Da. Pe de altă parte, acum iar fug așa un pic în psihologie, este necesar haosul ca să se creeze ulterior ordine. Adică, de asta spun, de ce să fugim de ele? Adică, lumina și întuneric, nu? Exact, da, lumina și întunericul se manifestă peste tot. Și atunci, chiar și dacă îți dorești să faci o schimbare și dacă îți dorești să fii altfel decât ai fost până acum, tu te provoci pe tine sub o formă sau alta și astfel îți vei da răspunsuri. Adică este corect să fiu acea persoană sau nu? Chiar dacă a fost o mișcare în urma unui bold, nu neapărat gândit, o mișcare impulsivă. Dar ea te transformă. Da, ai dreptate. Gândește-te la o persoană care, să zicem, are un destin 11 din 2 și 9. Gândește-te la o cazuistică de genul ăsta, că toți suntem în spiritul conferinței tale cu Marea Piedică. Gândește-te, tu faci calcule ca și mine mental acum și ți-ai dat seama despre ce vorbim. Gândește-te această persoană care are destin 11 din 2 și 9, cum se va simți în luna 11, știi? Cât de singur
și cât de revoluționar se va simți. Gândește-te că el va vrea să schimbe aproape tot în viață. Gândește-te că el s-ar putea să vrea să depășească toate angoasele de până acum. Și dacă găsim un destin de genul ăsta 2-9-11 într-o zonă de 45 de ani sau de 54 de ani, îți dai seama cum o să fie luna asta pentru el. O să zică că n-a trăit toată viața, că trăiește într-o lună. Deci iată ce interesant. Eu acum am vorbit vis-a-vis de niște stări de spirit pe care le poate simți o persoană cu destin 11 din 2 și 9 și am corelat, așa, am avut calcul mental în ceea ce privește marea piedică a destinului. Efectiv, această piedică pentru un astfel de om va veni și se va așeza efectiv în fața lui. E interesant, numai o lună. Da, provocarea la lună. Da. Care da. Poate să schimbe viața imediat. Da. Da, 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 da. Pentru că poate veni cu foarte multe surprize, apropo de exemplu pe care tu l-ai dat. Și te poate duce sus sau jos, te poate duce în extreme. Da, îl mai văd chiar și în zona de chiar experiențe de viață care se repetă. Adică da. Este posibil ca el să mai fi trecut printr-o astfel de situație, da? Într-un moment în care n-a știut ce să facă, adică clar, nu a învățat lecția. Iar acum e un moment în care se repetă ceva, e ceva similar, adică trezește aceeași traumă. Îmi place să mă duc așa un pic pe zona aia de suferințe și de traume, de-aia mă duc pe zona de piedică. Da, gândește-te că acum cei care se uită la noi trebuie să înțeleagă că Raluca, când a vorbit aceste lucruri, i-a interpretat o piedică în destin, da? Deci în drumul destinului ea asta a interpretat o piedică. Această piedică, vreau să vă spun că nu este valabilă numai pentru un destin 11 din 2 și 9, de exemplu, da? Poate să fie valabil și pentru altă cifră de destin sau pentru alt drum al destinului, nu numai pentru acești oameni, adică telespectatorii sau spectatorii sau cum se numesc, abar n-am, internauții, nu știu cum se numesc, care se uită la noi, facebookiștii care se uită la noi acum. Trebuie să își dea seama că acesta a fost doar un exemplu pentru un destin 2-9-11. Și am dat eu acest exemplu că trecem în luna 11 în curând și că ținem această discuție a noastră înainte de luna 11, care o să fie într-un anumit fel. Dar tu trebuie să știi că e posibil că sunt unii oameni care au destin 2, sunt unii oameni care au destin 3, sunt unii oameni care au destin 4. Și aici găsim foarte multe, foarte multe înțelesuri. De altfel, dacă tot luna 11 este o lună a alegerilor, este clar că alegerile mele în viață sunt și despre drumul pe care merg. Ceea ce înseamnă că și drumul destinului este extraordinar de important, un număr care se calculează foarte, foarte interesant, pentru că știu foarte clar că nu este de ajuns să știi destinația unui om. Trebuie să știi și pe ce drum să mergi. Că e vorba aia, nu? Adică eu vreau să ajung de la București la Brașov, dar pot să merg pe 5 drumuri diferite. Asta nu înseamnă că ajung la Brașov. Dar s-ar putea că eu trebuiască să merg pe DN1 și nu mă duc pe DN1, mă duc pe Pitești, Rucărbran, știi? Și ajung la Brașov. Și s-ar putea să fiu nefericit pe acolo, pe drumul ăsta. Dar dacă aș fi mers pe DN1, să fiu fericit. Deci nu te ajung să știi pe ce drum mergi, ce este la ce destinație ajungi și și pe ce drum mergi. Pentru că degeaba ești un mare înțelept. Știi că sunt unii, am destin 7, sunt înțelept. Nu ești înțelept, trebuie să fii înțelept. E o diferență, da? Dacă să ajungi înțelept pentru că ai destin 7, să vedem pe ce drum mergi. Pe 16, pe 25, pe 34, pe 43, pe care drum trebuie să mergi tu. Toate lucrurile astea, bineînțeles că le învățăm la conferință, să le calculăm și foarte clar vom vedea cum se calculează și fiecare o să vadă chestia asta. După ce că vezi drumul pe care mergi, mai vezi și ce obstacole sau semafoare sunt pe drumul tău pe acolo sau care e semaforul mare. Da, vreau să mai adaug ceva la ceea ce ai spus tu mai devreme, legat de exemplu acesta 29-11. Da, într-adevăr, deci asta este doar speța pe care noi am luat acum ca să nu se înțeleagă greșit. Da. În același timp, în conferință noi vom corela, da, vibrația noastră interioară, cifra noastră de vibrație interioară, da, cifra noastră de vibrație socială, ne vom uita pe calea destinului.
Tind eu să cred că nu o să mă pot abține să nu mă uit un pic și pe zona de lecții de viață, pentru că clar ele se leagă cu partea de piedică, adică chiar nu putem să facem abstracție de ele. Da. Și atunci, corelându-le așa pe fiecare, vom descoperi la. Pentru că exemplele sunt atât de multe, cifrele de vibrație, fiecare, noi suntem unici, chiar dacă într-un final suntem 1000 cu aceeași cifră de vibrație. Da? Noi în viață totuși suntem unici și avem anumite alegeri de făcut. Da? Și există o tendință, da, de a face ceva. Atunci va trebui să le luăm un pic pe fiecare în parte. Vom avea. Da, o să luăm pe fiecare în parte. Dar ceea ce trebuie să știe prietenii noștri din seara aceasta, că tot am zis noi această descifrează luna noiembrie, este foarte interesant să-ți dai seama că această luna noiembrie este foarte importantă în zona de alegeri. Și chiar acum că mă opresc în chestia asta, cumva, Florin, dacă vezi că avem întrebări sau astfel de lucruri, să răspundem și la prietenii noștri. Avem întrebări, Florin? Da, avem vreo 2-3 întrebări. Când... Hai să încercăm. Hai să răspundem acum și pe aia revenim la subiect. În regulă. Bun. Anul acesta, 2020, acel 20 de la coadă, are legătură cu vârsta de 20 de ani, mai exact, întâmplările de la acea vârstă revin? Asta ar fi o întrebare. Nu neapărat, nu revin întâmplările de la acea vârstă, revin întâmplările de la acea vârstă numai dacă tu ai o anumită vârstă într-un triunghi de corespondabilitate la tine. Deci dacă la 20 de ani ești într-un an astral 3, da? Și fiind într-un an astral 3 la 20 de ani, ești în al treilea ciclu evolutiv de 9 ani. Și atunci îți revin aceste lucruri numai dacă tu ești, să zicem, în an astral 3, când se vede cifra, adică la 33 de ani. Deci dacă ai 33 de ani, da, pot reveni evenimentele de la 20 de ani în viața ta. Dacă ai mai mult, greu. În regulă. Bun, mai avem în ideea lunii noiembrie, cineva are cifra de destin 11 cu drumul 3 și 8. Probabil vrea să știe cum este influențată, dar fiindcă suntem în luna 11-a și destinul este tot 11. Aici vreau să răspund mai pe scurt așa. Efectiv, în luna 11 poate să fie o lună foarte dificilă pentru această persoană, da? Pe destinul ei, dacă are destin 3-18, este clar că poate să fie pe o profesie sau pe ceva ce face social, da? E posibil ca să renunțe la ceea ce face și să adopte în viață pasiunea sau lucrurile care îi plac foarte puternic. Ar fi o perioadă bună. Dacă nu, e posibil ca luna asta să fie o lună foarte dificilă în viață, în care să nu iasă absolut nimic. Am înțeles. Bun, ce se întâmplă cu persoanele născute pe 11 în această lună? Persoanele născute pe 11 în această lună vor fi extrem de tensionate, foarte tensionate și se vor simți așa ca un leu în cușcă. Se vor simți ca leu în cușcă și vor fi tentate să ia decizii la impuls. Deci ei trebuie să aibă grijă să nu ia decizii la impuls pe de-o parte. Pe de altă parte, ei trebuie să știe că 11 ăsta face parte din decada a doua. Și atunci este bine ca să se ducă puțin în spate, să se folosească pentru reconstrucția personală, dacă știu ce își doresc de la viață, dacă nu, să caute persoane din spate, rude, părinți, bunici și așa mai departe, care în situații de criză, în care ei se vor afla, nervozitate foarte mare, decizii foarte importante de luat, care în situații de genul ăsta îi pot învăța pe ei cum să facă sau cum să rezolve diferitele situații. Și asta cred că ar fi bine să facă așa mai pe scurt cei din luna, cei născuți pe 11. Bun, până aici cam astea ar fi întrebările. Cine mai dorește le poate scrie și ultima parte din emisiune putem reveni. Bun, deci că tot am avut lucrurile astea, hai să explicăm puțin vis-a-vis de treaba aceasta.
vis-a-vis de destinație și de luna 11, da? O să îmi zic eu destinația de la 1 până la 9, da? Sunt destinații, că suntem în emisiune cu Raluca. O să vorbesc eu despre destinațiile masculine și ea despre destinațiile feminine. În această ediție, în acest live, o să punem destinul 11 la cifra 2 și destinul 12 la cifra 3, pentru că nu avem o emisiune despre destinele speciale și despre veleitățile celor care au destin 12 sau destin 11. Nu drum al destinului, că mai sunt unii care se cred maestri cu destin 4 din 2 și 2 sau maestru 6 din 3 și 3. E o diferență acolo maximă. Deci vorbim despre destinele de la 1 până la 9, incluzând 11 la 2 și 12 la 3. Și o să vorbesc despre corespondența destinului 1, da, cu luna 11, care sunt provocările și care sunt temerile din luna 11 pentru aceste cifre de destin. Și o să încep cu destinul 1, dar că o să înceapă, o să vorbească de 2, eu de 3, eu de 4 și tot așa, până la 9. Deci destinul 1, da? Destinul 1 care o să fie provocat, deci 11 și cu 1, da? Ăsta ar fi, deci luna 11 și cu destinul 1. Ei sunt provocați într-o zonă foarte interesantă pe afectiv emoțional. Eu afectivul, da? Deci eu afectivul. Adică ce înțeleg eu pe destinația mea, ce înțeleg eu în viața mea, pe drumul meu despre afectiv, ce înțeleg eu despre emoție, ce înțeleg eu despre viața mea afectivă. Eu să aibă întrebări de alea, ia uite cu cine stau eu, ne iubim, nu ne iubim, o să fie bine, nu o să fie rău. Ce se întâmplă? Mi-am ales persoana potrivită? Nu mi-am ales persoana potrivită? Eu să aibă tot felul de chestii de-astea pe afectiv emoțional, chestii de identitate. Adică eu mi-am ales, eu sunt bun de ceva, eu sunt. Mai mult cei care au destinație 1, e posibil să se întâlnească în luna 11 cu tot felul de tentații afective. Vedeți, doamnele, acum nu vă uitați la soții cu destinul 1 și controlați pe aia pe buzunare și pe telefoane, că nu poate să fie o tentație, că îți vine să mănânci 3 plăcinte în loc de 2. Da? Deci tentații afective poate să fie și cu plăcinta, nu numai cu doamna. Și să nu uităm că sunt și doamne cu destin 10, deși ele pot avea tentații. Așa, deci aici pe zona afectivă emoțională și pe zona de tentații, pe zona de întrebări interioare, mă, eu sunt cu cine trebuie, e alesul vieții mele sau cum zic diferite persoane, ăsta e destinul meu. Dacă ai întrebarea asta, nu e ăla destinul tău, ca să te neliniștim, adică emisiune, destinul e al tău, e numai al tău, nu e de al ăla, că ăla l-are pe al lui. Destinația 2. Acum ne punem pe unmute. Da. Destinația 2, să nu uităm că este prima cifră feminină, ceea ce înseamnă că va potența un pic și partea feminină din fiecare din noi. Noi suntem yin și yang, fiecare avem și o latură feminină și o latură masculină. Cu alte cuvinte, cei care sunt pe destin 2, aș spune că vor fi acolo un pic mai sensibili. Poate că vor fi un pic mai tentați să meargă înspre un anume romantism, să creeze anumite cadre în jurul lor, pentru că vor să aducă și mai mult partea de sensibilitate și de emoții. Ceea ce nu e rău nici pentru femei și nici pentru bărbați, mai ales că vorbim și despre o vibrație subtilă a lui 6 care apare pe luna 11. Chiar ar putea să facă cât mai mult. Adică eu le-aș sugera celor cu destin 2 să fie cât mai iubăreți, cât mai deschiși, cât mai prietenoși, cât mai nu în sacrificiu. Că 2 are tendința de a se duce spre sacrificiu, nu trebuie să se sacrifice pentru nimeni. În schimb, pot să fie cât se poate de drăgostoși, pentru că vor primi înapoi la fel de mult. Iată ce frumos ai spus tu, o înnoire. Așa ai descris tu foarte frumos o înnoire a celor cu destin 2. Foarte frumos, dacă vrei este noi, dacă nu, ai nicio problemă. Nu, chiar nu e obligatoriu. Găsim oamenii cu destin 3 în această zonă frumoasă și minunată a lunii 11. Îi găsim într-o cușcă, ca să zic așa. Adică ei debutează în luna 11 ca niște persoane care sunt în cușcă și parcă ar vrea să iasă. Ar vrea ei să iasă, adică cine să iasă? Eu să ies. Adică au o chestie de asta de identitate, să ridică de nie așa o chestie de identitate
și ridicându-se această chestie de identitate, ei vor să iasă din cușcă. Deci cei cu destin 3 s-ar putea să se uite în jurul lor, să se vadă rutinați, să se vadă că sunt plafonați, să se vadă că nu se mai regăsesc pe ei înșiși și să vrea să iasă agresiv, dacă pot să spun așa, agresiv din această, din această zonă. Un lucru de altfel interesant, pentru că agresivitatea nu e neapărat aia că vii și urli și faci în toate felurile, ci este și hotărâre. Deci vom găsi oameni cu destin 3 hotărâți să schimbe foarte mult în viața lor, să iasă afară, să iasă în lume, să se evidențieze, să se vadă, să-i știe lumea. Și cei cu destin 3 în luna 11 sunt foarte atrași așa și foarte înclinați pe zona financiară. Ei sunt o cifră favorizată în luna 11 să reușească să aibă succes financiar. Dar trebuie să țineți cont că trebuie să ieșiți, trebuie să ieșiți în lume, trebuie să nu vă fie teamă, că s-ar putea să vă fie teamă să ieșiți, să nu aveți curaj, cei cu destin 3, dar ieșiți din cușcă. Dacă vă veți simți încorsetați, rutinați, acționați cu putere și ieșiți din această, din această cușcă, pentru că știm foarte clar că destinul 3 este un destin norocos. Dacă n-ai noroc ca destin 3, înseamnă că nu știi să trăiești viața, deci trebuie să vezi pe ce drum să o iei și e posibil să reușești, da? Dar acum este zona ta de a ieși în față. Pe zona afectivă, emoțională, dacă ești destin 3, vezi să nu te prindă pe unde umbli pe acolo tu, da? Așa, cu mare grijă. Să trecem la 4. Da. E bine, 4, dacă ne și gândim așa la 4 ca și simbolistică, 4 cred că o să vrea să stea un pic mai acasă așa, pentru că va fi el cu emoțiile lui. Se va închide acolo un pic în căsuța lui, se va muta dintr-un colț în altul, analizându-și emoțiile, stările, chiar gândindu-se să și facă ceva, pentru că vorbim și de o cifră a faptelor într-un final, dar se va și gândi, da? Va sta mult, destul de mult în zona de analiză. Cred că se va îndoi destul de mult, sau mulți dintre cei cu patru se vor îndoi de emoțiile lor pe luna 11-a. Nu vor fi capabili să ia decizii foarte puternice, pentru că vor fi afectați, vor fi foarte pendulativi și atunci nu vor vedea foarte clar. Pentru patru este nevoie de o claritate ca să poată să treacă la fapte. Iar în momentul în care nu știu exact ce au de făcut, pentru că au nevoie să fie structuri în jurul lor și să fie lucrurile clare, transparente, de principiu nu vor acționa. Vor aștepta să vină lucrurile înspre ei și dacă îi forțează cineva să iasă de acolo, vor ieși, dar doar foarte împinși, altfel nu. Da. Da, destin 4, oare e necesar să mai spunem destinul 4, din ce este format? Cred că toată lumea știe, nu cum se... Da. Nu știu dacă am menționat la început lucrul ăsta sau nu. Da, parcă cum menționat. Se calculează cifra destin? Da, da. Au spus alții înaintea noastră, okay. Nu-i problemă. Lumea știe. Lumea. Da. Da. Iată ce frumos vine destinația 5, adică oamenii cu destin 5, adică jokerii, adică libertinul. Destinația 5, el se găsește într-o zonă de luna 11, se găsește pe un drum care pur și simplu îl face să se simtă unic. El oricum, cel care a ajuns pe destinația 5 și este unic, că sunt unii care sunt ratați cu destinație 5, dar sunt și oameni extraordinar de minunați care au destinație 5, foarte creativ, foarte bine puși la punct, niște oameni care sunt bine și din punct de vedere al finanțelor și din punct de vedere al vocației, cu familia, nu știm a cui familie, că ăștia sunt așa. Ei se vor simți așa unici în luna asta. De această stare de grandomanie, această stare de invincibilitate, e bună pe de-o parte. Dar pe de altă parte, ei trebuie să aibă mare grijă că s-ar putea, crezându-se invincibil, să aibă foarte mari pierderi, mai ales pe zona financiară, și să-și găsească iubita cu prietenul ei de mână pe stradă. Da? Deci, efectiv, trebuie să aibă mare grijă că această zonă de grandomanie, această zonă de îți va veni să ieși în față, îți va veni să crezi că ești invincibil, îți poate aduce ție pierderi financiare sau
pierderi pe zona afectiv-emoțională, chiar și în familie. Adică te dă afară soția ta pentru că nu te mai suportă. Deci se poate întâmpla, sau soțul tău, pentru că nu, da? Se poate întâmpla chestia asta. Un lucru minunat care se poate întâmpla pentru destinația 5 este revelația. Adică ei pot avea o revelație. Această revelație poate veni la ei printr-o zonă de intuiție puternică, printr-o zonă de stimă de sine foarte puternică, printr-o zonă de echilibru, de liniște. Mă liniștesc și eu, mă pun în pat, beau un par cu vin, stau liniștit cu ochii închiși și pac, îmi vine revelația. Deci unii care sunt în destin 5 pot să aibă tot felul de revelații, sau în cazul în care ești destin 5 și folosești aceste tehnici de putere a intenției, de control al sau de control al vieții tale, știi exact cum te miști, ce te miști, dar bine, asta e pentru oamenii care cunosc multe lucruri. Acești oameni pot afla răspunsuri foarte mari la întrebări în sensul de revelație în luna 11. Deci cei care au destin 5 pot primi răspunsul la întrebări în sens revelator. Adică îți vine o idee sau vezi pe stradă o ceva și e nu știu ce. Da? Deci o lună foarte interesantă. Aveți grijă cu destin 5 să nu fiți cei mai tari în parcare, că s-ar putea în parcare să fie soția cu prietenul ei. Acum șasele. Aș spune că șasele este cifra mea preferată. Am ajuns la familiști, la dascăl, la cei care cumva au de dat informațiile astea mai departe, pe care ei le cunosc. Iar luna 11 este un moment în care ei pot să ofere într-un mod frumos aceste informații. Adică le pot aduna frumos, pot să fie niște modele pentru copiilor, pentru oamenii din jurul lor, inclusiv în viața socială ei pot să fie niște modele pe luna 11. Vor trăi și ei momente intense de emoții, dar șasele de principiu este obișnuit cu intensitate pe emoții, ei trăiesc destul de puternic lucrurile. Cred că își vor găsi armonia sau mulți dintre ei își vor găsi liniștea sau cumva pacea, vor căuta cumva căminul. Vor căuta să se ducă acasă acolo să se simtă în siguranță, le e mai bine în siguranță. Și atunci vor fugi cumva înspre zona de mă duc eu acasă la mine, în căsuța mea, că mă simt un pic mai în siguranță. În același timp vor crea acolo așa o formă de romantism, de iubire, de drăgălășenie, lumânări, știu și eu fiecare ce vor să facă, dar poate să aibă o lună frumoasă șansele. Da, într-adevăr. Nu același lucru, putem să spunem și despre destinația 7, care nu prea are variante decât una. Și anume să aleagă, că tot vorbim de alegeri, luna 11, să aleagă societate. Să aleagă să iasă cu putere în societate, să se facă văzut. Dacă la destinația 5 nu se recomandă să ieși tu în față ca cel mai tare de împarcare, că s-ar putea, deci se recomandă prudență, iată că la destinația 7 se recomandă să ieși afară, se recomandă să te arăți pe tine. Așa? Cum ești tu? Adică cum ești tu? Adică cu talentele tale, cu veleitățile tale, cu pasiunile tale, se recomandă curaj. Pentru că oportunitățile pot veni de unde nu te aștepți. Dacă ai destinat, este un destin dificil, destinul 7, dar în această luna 11 ești ajutat, dacă îndrăznești să ieși afară, să te faci văzut, ești ajutat să găsești foarte multe surprize plăcute în societate, pe zona financiară, pe zona sentimentală, pe zona de familie, inspirații și așa mai departe. Adică efectiv vei găsi afară, ieșind afară. Asta nu înseamnă că dacă ești destin să ieși în fața blocului și că a zis Popescu să ieși afară, că vine revelația peste tine și îți spargi semințe acolo. Nu! Ieși afară cu ce ai tu mai bun în tine. Adică, bă, eu sunt priceput la ceva. Ia ieși tu afară și spune-le oamenilor, arată-le oamenilor cu ce ești tu bun, la ce ești tu bun. Dacă nu faci treaba aceasta, pericolul este să te închizi, să nu te mai bagi nimeni în seamă. Deci iată ce interesant. Adică ai șansă dacă ieși afară și n-ai nicio șansă dacă te faci mic și te însingurezi. 7 este o cifră a singurătății, da, știm asta. Dar tu în luna 11 alege, că tot vorbim de luna alegerilor, alege să ieși afară, să te arăți așa cum ești tu în plenitudinea ta și în frumusețea ta. Dacă nu alegi treaba aceasta, te vei însingura mai tare, te vei izola
și vei pierde foarte multe conexiuni. Și acum 8. O altă cifră feminină, dar manifestată prin putere. Da, interesant, femeia puternică. Da, da. Sau nu neapărat. Ca să femeia puternică, dar nu bărbat. Dar nu bărbat, corect, da. Da. Ei au ocazia să fie foarte convinși de ceea ce fac și dacă vor fi convinși și nu vor pendula și nu vor se vor tot gândi, pentru că ei câteodată sunt așa justițiari, se tot gândesc oare bine, nu-i bine, ar fi bine să fac toate, că în spate acolo sunt mânați de a face lucruri cu putere, cu forță, pentru că au capacitate. Dacă nu vor avea momente în care să se îndoiască de ceea ce cred sau în lucrurile în care cred, ei vor putea să facă lucruri frumoase în luna 11, acei cu 8. Adică puterea e de partea lor, doar să nu penduleze, pentru că vor avea și ei o tendință de a se gândi, de a se îndoi de puterea lor, de a se întreba oare e bine, oare nu e bine, oare sunt pe drumul cel bun, oare duc toți oamenii ăștia cu mine în aceeași direcție bună, pentru că mulți 8 sunt lideri, sunt șefi, găsim în poziții înalte ale societății. Ei, dacă nu pendulează, dacă sunt așa cum sunt ei de obicei, foarte hotărâți, știu exact ce vor, sigur, pot să fie un pic empatici și vor fi un pic mai empatici în luna 11, adică se vor gândi poate un pic mai mult decât o fac de obicei și la ceilalți din jurul lor, atunci vor avea reușite și mai frumoase. 8 în general, acum pentru cei care ne ascult, 8 în general are reușite, depinde de el dacă își dorește să fie acolo sus sau nu. Pentru că puterea este a lui. Este aspectat pozitiv. Într-o lună 11-a poate să ia ce-i bun din partea asta, pentru că el are capacitatea de a face cumva o ordine. E destul de direct, poate să fie destul de tranșant, să știe ceea ce își dorește. Și atunci el poate să-și creeze întotdeauna un cadru foarte ușor de a obține ceva. Da? Da. Deci văd o lună bună pentru. Și nu în ultimul rând, destinația nouă. Aici nu e chiar poezia vieții. De ce nu e poezia vieții? Pentru că destinația nouă în luna 11 o să se ocupe de viața afectivă emoțională. Deci, adică tu, dacă ești destinație nouă, va trebui să știi așa. Dom'le, cum stau eu afectiv emoțional? Care mă iubește, care nu mă iubește? Ăsta mă iubește, ăsta nu mă iubește. E ca Florcica aia, ca Ferdinand din desene animate. Provocările vor fi numai pe zona afectiv emoțională. Vorbesc despre zona afectiv emoțională, nu vorbesc aici despre căsătorie. Deci, dacă într-adevăr ești destinație nouă și ești căsătorit și iubești, vorbesc despre tine. Dar dacă ești destinație nouă, ești căsătorit și nu iubești persoana, atunci efectiv în luna aceasta vei avea tendința sau așteptarea să iubești o persoană. Dacă este soția sau soțul tău, e bine. Dacă nu, hai. Deci provocările destinației nouă în luna 11 se găsesc pe zona afectivă emoțională. Deci a nu se confunda zona afectivă emoțională cu zona de căsnicie sau căsnicie, nu căsnicie, căsnicie vine de la casă, căsnicie, da? Vorbim despre sentimente în luna aceasta, vorbim despre empatie, vorbim despre comunicare, vorbim despre lucruri care țin de mine din interior către exterior. Deci tot ce înseamnă zona de comunicare, tot ce înseamnă zona de empatie, tot ce înseamnă zona de afectiv emoțional, avem ocazia în această lună, dacă ești destinație nouă, să scoți la iveală și să te bucuri de această zonă. Cei care sunt destinație nouă vor descoperi în luna 11-a cine iubește și cine nu iubește, pe cine iubește și pe cine nu iubește. Vor descoperi prietenii și amicii falși. Un lucru bun, de altfel. Nu vorbim aici despre vrei să faci ceva, vrei să faci bani, vrei să faci ceva, fă. Dar să fie pe zona de empatie, comunicare, public relations. În rest, mai puțin. Da? Strânge ce ai, fă-ți treaba, dar fă-ți curat în relații. Dacă ești destinație nouă, fă-ți curat în zona de empatie, în zona de
relaționare, nu neapărat sentimental. Asta este cea mai puternic aspectată, zona sentimentală, dar nu numai, în plan secund sau chiar în plan terț, și zona de public relation, ce relație ai și ce prieteni adevărat sau fals ai. Se vor vedea acum. Îmi spune Florin că mai avem întrebări. Te rog, Florin. Bun. Dacă cifra 11 este vibrația prenumelui, probabil s-a calculat deja, sau a numelui de familie, în ce măsură vor fi afectați, influențați, să zic așa, în luna? Dacă numele de familie este 11, tribul este 11, înseamnă că tribul respectiv e 2. În cazul tribului se calculează tribul 2, adică tribul de emoțional 2. Cu veleități 11 într-un anumit sens. Dacă cifra de vibrație interioară este, dacă cifra prenumelui este 11, este tot 2, că așa se calculează acest lucru, asta înseamnă că cei din care au prenumele respectiv în luna 11 se vor confrunta conform educației în cazul numelui și conform măștii sociale în cazul prenumelui cu diferite zone de, ca să zic așa, de a vedea, a nu vedea, de a fi sau a nu fi. Adică masca socială a prenumelui e posibil să fie, să nu mai poată să joace teatru în luna aia. Adică să te saturi, să mă joci teatru. Cam asta ar fi. Dar este important în ce zi te-ai născut, vibrația ta interioară sau, așa cum am vorbit cu Raluca, destinația, unde vrei să ajungi. Că tot ai adus aminte de partea aceea cu măștile, știu că există în cursul tău un capitol care se concentrează pe partea asta cu măștile sociale și cine urmează cursul. Da, la cursul de avans, da. Ce înseamnă? Bun. Știu că ați spus de cifre de destin de la 1 la 9. Acum există și o întrebare pentru cineva cu destin 11. Nu pot alege 2 și 9. Ce se poate aștepta în luna? Zi, Irana, că tu ai interpretat. Da. Mai zi o dată. Să luăm de la capăt destinul 11. Spune persoane care a pus întrebarea cam la ce să se aștepte. Întrebarea a fost pusă foarte concret. La ce să se aștepte în luna 11, fiind destinul 11 pentru 2 și 9? Trebuie să facem așa într-o formă în care oamenii să nu considere că lucrurile sunt o dramă și că totul este greu. Dar nu o să fie tot mai. În tot Facebook, în direct, deci trebuie să fie atent. Nu o să fie o lună ușoară pentru cei care sunt născuți pe destin 29-11. Va fi o lună în care se vor căuta foarte mult pe ei și se vor gândi, se vor căuta în emoții, în primul rând. Probabil că vor coborâ destul de adânc în partea de emoție ca să caute exact ce este acolo și apoi ulterior, da, vor pendula. În luna decembrie va fi un pic diferit pentru că acolo, cred că atunci aș vor găsi răspunsurile. Nu le căutați în luna noiembrie, pentru că în luna noiembrie veți fi în toate direcțiile, în stânga și în dreapta, sus și jos, partea văzută, partea nevăzută. O să li se pară unele lucruri, ele nu sunt toate reale. Sunt momente când noi, pentru că noi nu suntem pe un fond emoțional corect și cei care vor fi pe destin 29-11 pot să fie acolo în această lună, vor duce lucrurile în interpretare, iar interpretările pot să nu fie tocmai cele corecte. Și atunci, e posibil să nu fie cele corecte, da, interpretări. Da. Da. Da, și atunci nu e un moment al deciziei, ei trebuie să mai așteptăm. Ce la alt? Exact. Ceea ce trebuie să spunem noi acum vis-a-vis de treaba aceasta este că o să avem o astfel de emisiune împreună cu Florin și cu Raluca și în luna noiembrie, cândva o să o anunțăm, în care o să vorbim despre luna decembrie, în care o să vorbim despre vibrația sărbătorilor și a Crăciunului, 25 ăla al Crăciunului și Revelionul, dacă o să ne pupăm sau nu ne pupăm. Deci o să avem o astfel de emisiune, tot așa cum avem acum. Asta a fost prima emisiune pe care noi împreună am avut-o. O să mai fie emisiuni și în această formulă de trio, și într-o formulă în care o să fiu numai eu, și într-o formulă în care o să fie numai Raluca. A se vedea că totuși înțelepciune, transformare funcționează și în cazul Raluca, tot avem un râp acolo.
Deci e valabil această înțelepciune transformare și în cazul Ralucăi. Deci o să avem și noi împreună. Noi am început acum pentru voi împreună, dar o să fie emisiuni și separat, și eu separat și Raluca separat, și împreună. Când o să vă anunțăm? Este foarte interesant că am avut această emisiune pentru luna 11. Sper să vă ajute foarte mult în luna 11 ceea ce noi v-am spus. Nu uitați, și colegul nostru Florin v-a trecut pe ecran acolo jos ca la televizor, vedeți conferință Marea Pierica Destinului 24.10.2020. Începe la ora 12 și se termină la ora 18. Detalii conferințe 369@gmail.com. Conferința pe care o să vă susțină Raluca cu Marea Pierica Destinului, în urma unor studii foarte concrete și calcule foarte concrete. Această conferință va fi pe 24.10 de la ora 12. Nu uitați să vă înscrieți. Un alt lucru care este foarte important este să nu uitați să vedeți pe Școala de Numerologie evenimentele noastre, acțiunile noastre și modul în care noi ne desfășurăm activitatea, nu numai în sensul de numerologie, ci și în sensul de cunoaștere pe zona de numerologie, pe zona de psihologie, pe zona de comunicare. O să fie un proiect minunat împreună și pe care o să-l facem noi, și pe multe zone care, după cum bine știți, să ne ajute în viață concret, cu aplicabilitate mâine sau azi, da? Să ne ajute pe noi în viață să trăim mult mai fericiți, să trăim mult mai bine și mult mai în echilibru. O să-i mulțumesc lui Florin pentru că a fost alături de noi și el este colegul nostru care e în spate, în emisie, așa, dar eu am ținut să-l vedeți și voi, pentru că Florin e un brand pentru noi. Și o să vedeți ce surprize plăcute o să ne pregătească și Florin în viitor. Am ținut să vă arăt și pe Raluca, colega noastră de la Școala de Numerologie, profesor al școlii, care susține workshop-urile, care susține conferințe în cadrul școlii. Și eu, bineînțeles, Romeo Popescu, care în seara aceasta a venit în fața dumneavoastră să vă prezint câteva informații împreună cu colegii mei, câteva informații concrete despre voi. Vă așteptăm la conferință, vă așteptăm să dați și voi acolo un like dacă vreți la Școala de Numerologie, să urmăriți evenimentele noastre și sunt convins că o să vedeți lucruri minunate. Raluca, dacă vrei să mai spui ceva? Da, eu am primit multe WhatsApp-uri așa în ultimul moment de la prieteni și colegi care au urmărit această emisiune. Vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor că au fost alături de mine și că îi aștept, da, și la următoarele emisiuni și la conferința pe care marea majoritate, sau majoritate, scuze-mă, o știu deja. Și să-i salut încă o dată, să urez tuturor seară bună și să ne vedem cu bine în curând. Florin? Eu doar atâta o să adaug, pe lângă partea de Facebook va fi în curând și partea de YouTube pusă la punct și pentru cei care nu sunt în țară, cred că va fi foarte util să urmărească din emisiunile viitoare ce le vom face și să se poată. Știu că perioada aceasta foarte mulți au găsit foarte bine, foarte, aș spune eu, minunat, ca să tot folosesc un cuvânt așa auzitat, faptul că a devenit online-ul și pentru ei mult mai permisiv, să zic așa, din punct de vedere al întâlnirilor cu ceea ce înseamnă cursurile tale și informația pe care o aduci. Deci din punctul ăsta de vedere, ce urmează va fi YouTube-ul mult mai utilizat, la fel și Facebook-ul și bineînțeles vor fi și site-ul sau chiar site-urile care urmează. Cu toate informațiile pe care le veți găsi, sunt sigur că marea majoritate dintre cei care ne urmăresc se vor, pot să spun, dezvolta. Hai să se cunoască mai bine. Da, să ne cunoască mai bine, dragi prieteni, să ne cunoaște mai bine, da? Pentru că până acum am fost eu, am reușit să fac anumite lucruri. Acum, iată, am doi colegi minunați, pe Raluca și pe Florin,
care mă ajută în proiectul meu și acum nu mai am niciun proiect, avem un proiect, un lucru minunat. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și prietenilor mei și colegilor mei, Luca și Florin, și vouă celor care ați fost pe Facebook. Emisiunea aceasta o să fie distribuită pe Facebook și o să o puteți vedea și pe canalul nostru de YouTube în curând. Vă mulțumim și să fiți iubiți și, cum se spune, mai înțelepți cu o secundă și mai transformați cu două secunde. La revedere! O seară minunată! Ciao!